Lucrarea pământului este o ocupație străveche a poporului român. Mărturiile arheologice dovedesc că agricultura se practica încă din antichitate în toate regiunile geografice ale țării, începând cu zonele colinare, submontane și montane. În acestea din urmă, sistemul bienal de lucrare a pământului, în care țarina se alterna cu pășunea pentru animale, a căpătat o mare extindere în timp. Astfel, prin pășunarea terenurilor defrișate lăsate în pârloagă, adică pământul este lăsat cel puțin un an să se odihnească, sau prin pășunarea miriștilor după secerare, se obținea de fapt o fertilizare a terenului ce urma să fie semănat. Agricultura tradițională s-a practicat în toate regiunile țării în strânsă legătură cu creșterea animalelor. În zonele montane, unde terenul era sărac pentru culturile de grâu și porumb, vitele, oile, caprele și caii asigurau hrana țăranului și materia primă pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, îl ajutau la efectuarea muncilor agricole, iar prin vânzarea lor reprezentau și o cale de a-și completa lipsurile în cereale și alte produse. În satul arhaic, țăranii lucrau terenurile din propria gospodărie și mai puțin pe cele aflate în marginea sau hotarul satului. De-a lungul timpului, într-o permanentă luptă de transformare și modelare a naturii, oamenii au scos de sub învelișul codrilor terenuri noi pentru semănături și pășuni necesare creșterii animalelor. Mi-a de lucrare organizată, uite că nu e prin soare, poate vine când vrea. Odinioară, viața socială a întregii comunități sătești era reglementată de datinile și obiceiurile pământului. De respectarea lor ținea însăși viața țăranului. Ziua de muncă era închinată pământului, iar cea de sărbătoare cerului. Înaintașii noștri știau că toate lucrurile au timpul lor și respectau cu sfințenie, atât la cultivarea terenurilor, cât și la strângerea recoltelor, un calendar moștenit de la străbuni, stabilit în urma unor observații și experimente îndelungate, care le asigura un maxim de recoltă. În satul arhaic, cele mai multe obiceiuri erau legate de ciclul agrar, care juca un rol important în viața comunității, ilustrând în mare măsură frăția de veacuri dintre om și natură. Practicarea obiceiurilor de muncă oferea în trecut frumusețea activității respective. În mentalitatea populară, calendarul nu reprezenta doar o simplă modalitate de socoteală a timpului. El indica țăranului perioada optimă pentru semănat și arat, pentru formarea și desfacerea turmelor, dar și pentru pețit și nuntă, îl învăța să deosebească ceasul bun de cel rău, ziua bună de cea sacră. În categoria obiceiurilor nelegate de o dată fixă, dependente însă de desfășurarea muncilor agricole, se numărau și clăcile de lucru, acțiuni de muncă colectivă, organizate în scop de întrajutorare între oameni. În ținutul Bihorului, creșterea oilor, vacilor, bivolilor și a cailor s-a împletit strâns cu agricultura și recoltarea fânului. Pentru asigurarea resurselor de trai, precum și a semințelor necesare semănăturilor, vecinii și rudele se ajutau între ei la strângerea și depozitarea recoltelor. Grija oamenilor pentru rezervele de fân necesare hranei animalelor pe timp de iarnă a fost și este și astăzi o preocupare importantă și permanentă. Thank you.
Strânsul fânului ocupa o importantă perioadă de timp la sfârșitul verii. Iarba din vatra satului era cosită în luna iunie, iar fânețele de la munte erau cosite după Sfântul Ilie, sărbătorit la 20 iulie. Cu acest prilej se organizau clăci de lucru de întrajutorare între rude și vecini. Cea mai mare frecvență o aveau însă clăcile prin care oamenii ofereau ajutor femeilor singure sau văduve din sat. Nu era stabilită o dată în prealabil. Cositul și strânsul fânului atârna, cum spun oamenii locului, de condițiile meteorologice schimbătoare de la an la an. Se cosea în echipe de mai mulți cosași. Munca începea în zori, când era rouă și iarba se tăia mai ușor. Fiecare bărbat avea în straiță un ciocan, o nicovală mică și o piatră pentru bătutul și ascuțitul coasei. Cositul fânului se făcea pe rânduri. Pentru a nu-și tăia picioarele, cosașii păstrau o anumită distanță între ei, pe care o stabileau în prealabil în funcție de mișcarea coasei. Cosești de două ori. Cosești prima iarbă care apare, ala îl cosești și după, dacă merge timpul bun și timpul frumos, există, poți să cosești și încă a doua ori. De obicei, faci oamenii clăci, mai ales în suprafețele mai întinse, la cum e la păduri. La noi aici, la păduri, mari suprafețe de fânețe care se cosește mai mult cu clăci, cu coasa și cu clăci. Dimineața omul se cheamă din ziua anterioară din oameni pentru coasă, 10, 20 și 30 de oameni se adună la coasă și îi urcă în căruță și pleacă până la tarlaua unde trebuie cosit. Acolo cosește, păi dacă ajunge dimineața, de obicei cam dimineața, se duc pe la ora 5:30-6, pe la 10 e un mic dejun și în continuare păi se duc. Unii care au suprafețe de teren care e fânul mult gros, adună și ceva muieri ca pentru împroșcatul brazilor. Se împroaște brazile ca să poată usca mai repede. Iarba rămânea în brazde până la amiază, când veneau cu forțe noi femeile. Ele împroșcau, adică împrășteau brazdele și întorceau fânul, o dată sau de două ori, în funcție de starea vremii, pentru a se usca. La cosit, unele femei care erau mai bărbătoase, mai în putere, coseau și ele cu bărbață. Altele strângeau fânul și ajuta la transportatul fânului, la făcutul clăii. În satul tradițional, claca de cosit și întors fânul era privită de fete și feciori ca o petrecere, o sărbătoare a întregii comunități. Veneau toate fetele din sat, chiar și cele nechemate. Motivul? Odinioară, claca de lucru împreună cu șezătoarea constituiau în viața satului importante acte cu valențe premaritale. La clăcile de lucru, organizate la cositul fânului și a grâului, la culesul porumbului sau al prunelor, tinerii se întâlneau și se cunoșteau mai bine. De cele mai multe ori, aici se puneau bazele viitoarelor căsătorii. Locul unde se ridicau căpițele, fârcituri în grai local, era bine ales. El nu trebuia să fie în groapă și nici în bătaia vântului, dar obligatoriu în apropierea unei căi de acces pentru a putea fi transportat ușor iarna. Fânul bine uscat era adunat cu grebla în clenciuri sau bodii, niște clei mai mici, transportate cu ajutorul unor rude din lemn până la locul unde se făceau căpițele. Fârciturile, căpițele, se ridicau pe un par care avea la bază o podină din lemn pentru a nu pătrunde umezeala. Fânul se așeza de jur împrejurul parului și se călca foarte bine. Până la jumătate, căpița avea forma unui cilindru, iar de la jumătate în sus, formă de con.
Lasă că au zis că și-s mult căpița, dar mă duc și eu-s mult de... până-n parul. Vrei, mă? Mai interesul la că propta ței, mă. La început, fânul uscat era aruncat cu furca, apoi de la o anumită înălțime a fârciturii se folosea furcoiul, o furcă mai mică, cu două coarne, care avea o coadă foarte lungă. În timpul ridicării căpițelor, pentru stabilizarea acestora, oamenii așezau de jur împrejur pari sau bârne de lungimi diferite. Trăge-l bine! Da! Trăge-l bine și... Hai să-l pui coardă! Hai să-l pui coardă pe după clop! Da, da! În vârful fârciturii se puneau doi popți, adică două împletituri realizate din fân răsucit, care aveau rolul de a nu lăsa ploaia să intre. Odinioară, aceste împletituri mai erau făcute din crengi de mesteacăn, răchită sălbatică sau din plop. Împroptit în greblă. Da, da. Volumul mare de muncă a dus cu timpul la asocieri cu scopul de întrajutorare reciprocă și așa au apărut clăcile de lucru la cositul și întorsul fânului. Specialiștii au împărțit aceste clăci în două mari categorii, clăci oarbe și clăci cu joc. Clăcile oarbe, organizate în special toamna și iarna, erau de fapt acțiuni de muncă colectivă, organizate în scop de întrajutorare. Clăcile cu joc se țineau și în alte anotimpuri ale anului. Erau organizate de regulă de oamenii mai înstăriți din sat, care ofereau clăcașilor mâncare, băutură și uneori angajau și lăutari. Câtă muncă și sudoare! Țăranii nu au fugit niciodată de muncă, știind că le aduce prosperitate în familie și le înnobilează viața. Iată furca e asta și că ne-o mai treabă și când facem ceilalți. Ui! Ce, mă, ce te dai? Ui! Îl dau de picioare, îi bătrâni și aici. Da, zimneat. Ui! N-o putut dormi de grijă lucrul, dar s-ar fata. Da. Dacă vine ploaie pe ăla, ce facem cu el? Da. Nu mai avem. Zul bune cu găzdoaie. Ceva să mă opinți de că nu spărați obiarele. Treabă tomnită asta în mănânc. Privindu-i pe acești oameni din Roșia, o localitate cu tradiție din Bihor, înveți că orice lucru trebuie orânduit după datină și făcut la timpul său, pentru că munca e sănătate trupească și sufletească, iar lenea naște păcatul și hoția. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Și nu duce pe noi în spită, ci ne izbăvește de cel rău, ca ta este împărăția, puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Acum vă rugăm să luați loc la... Gură de... Muncă la gura de țuică, de pălincă, de cum îi spune? Pălincă. Pălincă. Poate mai colo, mai așa. Mai așa. Mai așa. Mai așa. Mai așa. Mai așa. Și ceapă, da? Ai, este la care vorbeam. Ar trebui și mâncați mai puțin o leacă, nu? Ce? Deci v-a săturat acolo? Da. Asta a fost asară? Până cu oamenii nu merenă ce e. Cum adic? Ne culcăm, îi tăie un par și fac o podină la căpiță, proptii treabă la căpiță și lomboarge vântul. Nu vă faceți o grijă, dar ce e că mărgă după el. Bă, și-a la treabă, și-a la treabă adus. Numai îl curățând de crenj, ce ăsta, nu mai tiem din pământ. Îl facem și dăm un doi ani, dar ce că pinte ea. Și crească pomul mai, da. Cât mai mare. No, nu, bine atunci, nu. E bun, e bun atunci. Și mai rup, te-ai până... Oh,
Agricultura a fost dintotdeauna ocupația de bază a locuitorilor din Bihor, cu mențiunea că, datorită reliefului specific dealurilor subcarpatice, cu terenuri neregulate, țăranii din zonele de deal și munte nu puteau obține recolte de cereale suficiente pentru hrana comunității. Fânețele și pășunile ocupau cea mai mare parte. Aici, agricultura se practica la altitudine, pe coline, pe terasele naturale, pe luncile și văile numeroaselor păraie din zonă. Se cultivau în special porumbul, cartoful și cânepa, dar și cereale, grâu, secară, ovăz. Clăci de lucru se organizau și la scosul cartofilor, precum și la strânsul și depozitatul porumbului, tenchi, cum îi mai spun oamenii din localitatea Roșia de Bihor. Originar de pe platourile Anzilor, cartoful a ajuns în Europa odată cu porumbul. În Transilvania, cultura porumbului se introduce la începutul secolului al XVII-lea. Dar cea a cartofului se impune ceva mai târziu în lumea țărănească plină de superstiții. Era greu de luat în serios această plantă, considerată blestemată din cauza faptului că se dezvolta în pământ, prea aproape de forțele subpământene ale răului. Cartoful n-a ajuns de folosință curentă decât la cumpăna secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea, deci cu o întârziere de un secol față de porumb. În zona montană a Bihorului, porumbul se cultiva în trecut și se cultivă și astăzi, în parcele mici, izolate, prin grădinile gospodăriilor și mai rar în lanuri ceva mai întinse. Solul lipsit de fertilitate, caracteristic dealurilor subcarpatice, i-a determinat pe oameni să lupte de veacuri pentru a găsi acele soluții de a-l transforma în teren bun de însămânțat. În urma unor experimente îndelungate, s-a obținut un maxim de recoltă prin fertilizarea terenurilor cu gunoi de grajd și practicarea sistemului ogor în trei câmpuri, adică rotirea culturilor, porumb, grâu și iarbă. Dacă prima atestare documentară a porumbului în spațiul transilvan datează din anul 1639 și se referă la ținutul Chioarului, pentru Bihor nu există date anterioare anului 1700. Porumbul, în comparație cu partenerul său american, cartoful, a fost adoptat rapid în lumea satului arhaic la cumpăna secolelor al XVII-lea și al XVIII-lea, când țăranii erau săraci, cu nevoi alimentare precare. Sărăcia i-a determinat să renunțe la anumite superstiții alimentare și să accepte și nouvenita cultura a porumbului. Datorită productivității mai mari decât a celorlalte cereale tradiționale, grâu, secară, ovăz, ors, mai puțin mei, porumbul ajunge cu timpul alimentul de bază în hrana țăranului și furaj important în creșterea animalelor în perioada cea mai dificilă a anului, iarna. În satul tradițional, alegerea momentului optim pentru recoltarea tenchiului, adică a porumbului, ținea de experiența oamenilor. Cea mai mică întârziere putea provoca pierderi mari de recoltă. Se desfăceau mai întâi știuleții de porumb, apoi se tăiau tulpinile, folosite de țărani la furajarea animalelor. Metoda cea mai utilizată era seceratul. De regulă, în aceea zi, porumbul era transportat, depozitat și se desfăcea de pene. Și cu acest prilej se organizau clăci de lucru, de întrajutorare. Oamenii lucrau, dar aveau timp de glume, cântece și jocuri distractive. Ce merg,
În funcție de cantitățile de porumb, dar mai ales atunci când gazda avea o fată de măritat sau un ficior bun de însurătoare, se organizau clăci de lucru cu joc. La desfăcat se depăneau povești de mult uitate, crâmpeie din viața celor prezenți, se cânta și se juca. Când depănușatul porumbului era gata, odată cu venirea hididișilor, alăutarilor, jocul și voia bună țineau până târziu în noapte. Gazda le mai oferea clăcașilor cocoroade sau moșocoarne, cum numesc oamenii în funcție de localitate niște plăcinte cu brânză în aluat dospit de pâine, pancove, adică gogoși, și palincă. Numărul clăcilor era în general foarte mare și ele îmbrăcau forme variate. La ele participau oameni de toate categoriile de vârstă, de la copii la bătrâni. Placa începea de dimineață și ținea până seara târziu, în funcție de cantitatea de porumb. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.